Lovitura simbolică de start a unui meci de fotbal ce se va juca mâine la Hunedoara va fi dată de un robot. Acesta va purta numărul 30 și numele lui Mișa și este primul robot din România care va da startul unei astfel de confruntări. Aceasta este creația a trei elevi ai Liceului Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, viitori membri ai echipei Robot X Hunedoara, coordonați de profesorul Mircea Nistor. Trei elevi de clasa a noua ai Liceului Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara au reușit să realizeze un robot inedit în premieră națională. Acesta este creația lui Daniel Socoteanu, Ianis Iacob și Levente Madaraș, elevi în clasa a noua, coordonați de profesorul Mircea Nistor. Trei copii din clasa a noua, care nu sunt încă membri în echipele de robotică, dar cel mai probabil vor fi, pentru că și-au dat examenul, să zicem, de admitere prin conceperea și construcția unui robot. Unul dintre ei este mare pasionat de fotbal și a auzit că aici se fac roboți și a propus să facem un robot care să lovească simbolic mingea la centrul terenului când se reia campionatul de fotbal aici pe stadionul din oraș. Și cei de la primărie au fost de acord, așa că mâine la 3, când reîncepe campionatul, un roboțel va duce mingea la centrul terenului și o va șuta simbolic în așa fel încât să marcheze într-un mod deosebit evenimentul. În principiu au lucrat cu componente, hai să zicem, care erau disponibile, pentru că celelalte membrii echipelor de robotică lucrau la roboții de competiție și au învățat din mers pe parcursul câtorva luni de zile, cam de vreo 2 luni de zile lucrează la asta și roboțelul este funcțional. Echipa Robot X Hunedoara este multiplă campioană mondială în competițiile de robotică, reușind să devină un model pentru multe echipe similare din județ, țară și chiar din străinătate.